Mihai Bobonete i-a jurat iubire și credință veșnică soției sale în fața lui Dumnezeu. Artistul și-a dorit o nuntă atipică, așa că a făcut cununia religioasă la o piscină. Cine a întreținut atmosfera, dar și cei invitați au fost prezenți la fericitul eveniment, vedem chiar acum. După 14 ani de la căsătoria civilă și 20 de ani de relație, Mihai Bobonete i-a jurat soției sale Cătălina iubire veșnică și în fața lui. Toată noaptea. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Ceremonia a fost atipică, pentru că nu s-au respectat tradițiile românești. În primul rând, cununia a avut loc la piscina hotelului, nu în biserică. Mirii nu au purtat pe cap coroană, iar preotul a sfințit inelele de logodnă și le-a pus pe degetele celor doi. Nașii fericitului cuplu au fost Octavian Strunilă și soția acestuia. Mirea s-a îmbrăcat o rochie albă scurtă din dantelă, iar Mirele a purtat o cămașă albă și o pereche de pantaloni de culoare crem. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. După cununia religioasă, domnul și doamna Bobonete, uniți acum în fața lui Dumnezeu, au intrat în restaurantul hotelului alături de toți cei prezenți și au dat drumul la distracție. Au început, bineînțeles, cu celebrul dans al mirilor. Bobonete și Cătălina au dorit un meniu de fițe, așa că au avut numai bucate alese, cu prețuri pe măsură. Una dintre senzațiile serii a fost caracatița, care i-a dat gata pe toți invitații. Printre artiștii care au întreținut atmosfera s-au numărat Ina, Horia Brenciu, la cel mai frumos eveniment din viața lui Bobonete și a Cătălinei s-au mai numărat Alex Velea, care a stat alături de Ina la masă, dar și Amalia Năstase.